Salutare toată lumea și noi am găsit la un nou episod de Terraria. În acest episod vom face un challenge, vom juca o hartă numită Donut Map. Este o hartă în formă de gogoașă, cam așa se numește și harta. Deci o hartă rotundă, cam așa este. Și da, ca un cerc este harta, o să vedeți imediat în caz să nu o știți. Și da, hai să facem un caracter nou și să începem această hartă. Cum începem harta, o să și înceapă challenge-ul, pentru că trebuie să faci cât mai puțin timp și hai să-i dăm drumul. Și da, o să trebuiască să ne grăbim, avem aici într-un chest un gold watch, adică ca să vedem cât mai este timpul. Și da, acum o să coborâm, pentru că, cum vă ziceam, este în formă de cerc, vom coborâ și ne vom învârti pur și simplu, dar nu înainte de a lua ceva lemn, pentru că o să avem nevoie de destul de mult și vă și un slime acolo, dar nu avem cu ce să-l batem deocamdată și pickaxe-ul e cam greu. Ca, nu e greu deloc, dar mai zic eu că pierdem timpul, plus că mai în față este un spear într-un chest. Dar de fapt nu avem o torță. Hai să batem totuși. Hai că n-a fost chiar așa greu. Trebuie niște torțe. Și da, pentru că aici nu se vede mai deloc și nu vedem nimic. Vă imaginați cum ajungeam aici fără o torță. Și da, aici într-un chest mai multe torțe, ceva rope-uri, o poțiune, un anklet of the wind. Și da, hai să continuăm. Să explorăm, vom merge în jos. Și da, în acest videoclip o să facem acest challenge. Și cred că va fi un videoclip mai lung, pentru că harta nu este chiar așa mică. Deci e bine, pentru că unii dintre voi mi-au sugerat să filmez și ceva adventure map-uri și chestii de-astea în Terraria și zic eu că este perfect pentru cei care vreau să filmeze ceva hărți. Și da, mi-am picat și am găsit și un life crystal. O să găsim mai multe pe drum. Și da, hai să luăm toate bucățele astea de LED. Și cred că episodul va avea cam 40 de minute, cam pe acolo. M-am uitat deja la mai multe let's play-uri cu această hartă și cât de cât știu ce am de făcut. Și da, nu este niciun fel de challenge cu privire la armă, adică putem da cu orice și cu grenadă și cu shuriken și cu sabia și cu orice spear sau ce mai găsim și noi aici, un arc o să facem. Deci cam orice, de fapt cam cu toate chestiile avem voie să dăm în monștri. Deci, de exemplu, acum pot să folosesc o grenadă. O dau aici, internul ăla și la omoră direct. A, să am grijă să nu mor și eu, pentru că grenada dă și mie damage. Și așa i-am omorât destul de ușor. Hai să ne creștem și noi viața cu 20 de bucăți. Mă, că vin mai multe slime-uri. E bine, pentru că mai facem ceva torțe. Hai că am luat destul LED. Ei, nu știu cum aș putea eu să dau. Nu știu dacă am poțiunile, da. Bun, hai să ne și noi totuși o poțiune, pentru că suntem cam low. Și o să vedem imediat și câte bucăți de LED am găsit, da, cred că sunt suficiente, nu mai rost să mai luăm. Și de acum nu o să mai luăm deloc ăsta, cum se numește, LED. Vom încerca să luăm ceva tungsten și platină, pentru că numai astea mai sunt pe aici în număr mai mare. Și da, aici găsim un tabi pe care nu vreau să-l folosesc deocamdată, să-l punem pe undeva pe aici. Shine Potion
Și cam atât. Și da, aici o să trebuiască să luăm și ceva bucăți de piatră pentru un furnar. Vedem acolo și ceva tungsten. Poțiunea aia de mining o să o folosesc când o să dau de platină, pentru că acolo va fi multă platină și o să o consum acolo. Și da, nu știu exact cât tungsten o să iau, pentru că nu știu dacă acolo este suficientă armură încât să fac suficientă bucăți de platină încât să fac o armură. Și e posibil să vreau să fac și un arc din ceva platină. Și da, hai să luăm noi totuși pe aici, prin partea dreaptă, și am spart și toate torțele. Și da, cine știe, poate scoate din noi un timp destul de bun. Ar fi chiar bine. Dar la cât de bine știu să joc Terraria. De fapt, știu cât de cât, dar nu prea mă grăbesc. De exemplu, nici acum nu mă grăbesc așa foarte tare. Nu avem bombe deloc deocamdată, nu. Mai încolo să ne dea într-un chest, sau nu într-un chest. A, de fapt, da, eu am mai jucat harta odată și la un slime mi-a picat niște bombe și le-am folosit pentru a mina. Și am mai încercat acest challenge odată. Hai să vedem cât tungsten avem. Avem câteva bucăți, dar nu suficiente pentru o armură sau un arc. Cine știe ce vom, la ce vom folosi noi. Și da, hai să dăm noi totuși o grenadă în partea aia. Aolo, e bine. Am omorât tot, deci chiar tot. Aolo, am uitat să sparg acest pressure plate. Și sunt câteva bucăți de safir aici, da. Nu știu exact ce să fac, să iau bucățile de safir, pentru că nu știu dacă voi găsi 15 până la final și am mai jucat harta, cum vă ziceam, și nu am găsit 15, am găsit mai puține. Pentru că nu am reușit să le iau pe toate și nici nu știu dacă ne-ar trebui nouă un hook, dar vom vedea. Hai să mai luăm ceva tungsten de ăsta. Nu știu dacă să facem un pickaxe de tungsten, dar nu cred că are rost. De aici încă o bucată de safir. Să fii atent să iei toate bucățile de safir. Să nu mai iau damage, pentru că jos vor fi monștri mai puternici. Uite și o salamandră acolo. Și o inimă. Au, cât damage am dat. Folosi ceva grenade de astea. Încă nu avem ce să facem, sunt foarte mulți monștri, pur și simplu. Hai să mai luăm totuși puțin tungsten, pentru că simt eu că nu mi-ajunge pentru... Mă gândeam să fac niște papuci care sunt cei mai consumă cel mai puțin tungsten, dar nu cred că vom avea suficient, pentru că cred că trebuie peste 15 bucăți. Și nu știu dacă fac eu atâtea bucăți, 15. Așa, am uitat să vă spun care este challenge-ul final, adică ce trebuie să faci să completezi harta. Trebuie să bați pur și simplu un Brain of Cthulhu și văd că deja începem să găsim ceva platină. Bun, gata, ajunge culoatul de tungsten. Și să vedem ce mai găsim aici. O poțiune de Iron Skin am văzut. Ceva astea de Throwing. Avem și Shuriken și Throwing. Oh, nu, nu cădea. Perfect. Hai că am scăpat, că dacă mă duceam la lavă era urât rău de tot. Și da, mai multe poțiune aici de 100 viață. Hai să vedem ce folosim pentru a ne duce pe aici. Și ai vrea eu să mă duc jos acolo să iau platina aia care
Aici o să avem ceva probleme. Cu tot felul de râme de-astea care se mișcă prin zonă și alți monștri. Și da. Acolo e un safir. Bun, alte blocuri mai avem pe aici. Avem mai multe bucăți de dirt. Hai că ajung. Pune și o torță. Asta are ceva în el. Are, cred că, gold, da. Și da, o să urcăm acolo. Nu știu ce să scot de aici. Ah, am foarte multe chestii care nu mă ajută deloc. Dar... da, eu am urcat aici mai repede și hai să ne și noi totuși poțiunea. Ah, are 8 minute. Are destul de mult de durată de asta. Și văd acolo mai multă platină. Puțin mai sus, dar e cam departe totuși. Ia să vedem noi. Văd că acolo e un cave undeva. Undeva mai sus, sau mi se pare. Da, mi se pare, dar văd acolo ceva. Hai totuși să mergem spre acele bucăți de platină, cred că sunt. Deja am luat vreo 37, cam așa. Și da, măcar să nu dăm fail, chiar dacă nu scoatem cel mai bun timp, să ne facem full armură și după să plecăm la bătaie. Zic că ar fi mai indicat așa. Pentru că dacă dai, dacă nu omori acel Brain of Cthulhu din prima și mori, e ca și când ai da fail la acest challenge. Și ia să vedem. Și da, continuăm să punem pe aici ceva... ceva blocuri. Așa. Bun. Să vedem câte safiri avem. 9. Și da, mai avem 6 minute din acea poțiune. Cred că o să o folosim la maxim. Cadă în lavă, că atunci va fi foarte urât. Bun. Da, era să mă duc în lavă. Și acolo jos este în continuare ceva lavă. Și trebuie să urcăm pe aici. Acolo și acolo. Salamander, da, am mai explodat și-o pe mine. Bun, nu cred. Bun, am murit. Și, da. Nu știu exact dacă am dat fail, dacă am murit odată. Ia stați așa, voi căuta pe internet imediat. Să vedem. Dacă am dat fail, ca să știu dacă continui.
Și da. Ah, deci nu trebuie să... Trebuie să fiu omorât în timpul bătăliei cu Brain of Cthulhu. Da, hai să ne grăbim totuși. Că așa am pierdut destul de mult timp. Si. Așa avem 180 viață, o să facem și mai multă. Și, da, ajungem imediat acolo. Era bine dacă aveam bombe. Chiar era mult mai ușor. Bombe pentru a sparge acele bucăți. Și... Acum mi s-a dus poțiune. Cum dau seama. Dar asta este, vom continua așa. Pentru că deja am spart foarte multe bucăți, sau nu? Mai sunt multe bucăți, da. Deci, cei mai nervanți sunt monștri ăștia. Și... Da, hai să mai continuăm să minăm aici, mai punem și noi o torță totuși, ca să vedeți și voi ce fac eu aici. Mă, deci sunt chiar enervat moșterii ăștia. Să ajungem undeva în partea cealaltă, pe aici, să mai luăm și bucățile astea. Deci un safir și avem 11 safire. Și hai că nu mai poate să ajungă niciun monstru aici. E destul de bine că am scăpat de monștri. Mergem în jos. Și o să trebuiască să mergem pe undeva pe aici pentru a lua și bucățile astea de platină și vom face o armură. Acum sper eu să-mi ajungă toate chestiile necesare. Și da, hai să facem totuși aici un workbench, un furnal și ceva LED. 20 de bucăți, am făcut cam multe. Cred că pot face și un pickaxe dacă stau bine să mă gândesc. Da, hai că l-am făcut. Și acum să vedem câte platină avem. 29 de bucăți. Hai că avem multă platină. Să vedem de tungsten. Da, asta e tungsten, nu? 20 de bucăți, destul de multe bucăți. Cred că vom face o cască de tungsten, pentru că diferența dintre arcul ăsta este destul de mare, zic eu. Aș vrea să facem un arc din platină, pentru că doar 7 bucăți în consumă, zic eu că e destul de bine. Și să vedem în continuare ce mai minăm. Ai, e clar, mult mai rapid. Și cred că ne vângem și aici după platina, pentru că îmi dau seama că nu îmi ajunge, mi-ajung toate bucățile astea de platină pentru a face o armură întreagă, pentru că nici măcar o bucată nu pot să fac acum. Și avem noi ceva torțe pe aici. Hai să mai facem niște torțe dacă nu avem. Foarte mulți monștri pe acolo pe deasupra. Hai că e chiar un upgrade mare acest pickaxe, dacă îl făceam mai din timp era totul altceva și aveam și poțiune și nu muream. Era
mult mai bine, dar acum asta este, n-avem ce să facem, mă, să dau asta jos, s-ar putea să mă duc direct în lavă și nu prea aș vrea chestia asta. N-aș vrea să mai mor deloc. Pentru că vom da fail. Și hai, spune și noi ceva blocuri aici. Da, cred că am luat toate bucățile. Să punem acest furnar. Să mai facem ceva bucăți de platină și de iron. Dar ce facem cu iron? Și aici, să vedem ce facem. Trebuie să așteptăm, mi se pare că 30 de bucăți trebuie pentru, sau 25, cam așa. Aba, nu. Nu, dar câte bucăți ar trebui pentru o de-asta? 35? Destul de multe bucăți, dar totuși vom aștepta să facem direct acele bucăți de armură. De fapt, acea, nu știu exact cum se numește, bucată de aici, shirt se numește în engleză, da. Dar, da, cred că v-ați dat seama despre ce vorbim. Aici mai mult. Mai multă platină. Dacă aveam acum niște bombe, mi-era foarte ușor. Hai să mai punem totuși o torță aici. Și să minăm așa puțin ca să punem acele furnale sau ce mai am acolo de craftat. Nu știu dacă o să mă duc pe sub ca să iau și acele bucăți de platină. Nu știu exact cum voi proceda. Hai să vedem cum o facem acum. Punem așa mai multe bucăți de tungsten. 9, acum sigur pot să fac. Și 35 de bucăți, da. Destul de multe. Și mai știu câte îmi trebuiau pentru... pentru papuci, ce mai mi-a rămas, da, papuci. O să trebuia să facem niște săgeți mai avansate. Deja am consumat o poțiune de 100, să am grijă să nu o consum și pe aia, pentru că în timpul bătăliei o să avem nevoie. Am 12 bucăți de safir, ne mai trebuie 3 pentru un hook și cu banii ăștia care am, nu știu dacă pot face ceva. Pot face ce, oare ceva? Nu cred. Și da, o să luăm aici, de aici toate bucățile și după vom pleca mai în față. Deja am filmat destul de mult timp. 23 de minute. Și da, cred că este un timp rezonabil. Am văzut cineva care a făcut în 40 de minute această hartă. De fapt a dat fail atunci. În 40 de minute, pentru că a căzut de undeva de la înălțime mare în timpul bătăliei și a dat fail pur și simplu în 40 de minute și avea toate chestiile făcute. Dar poate noi în 40 de minute luăm harta. Văd mai multe bucăți de platină pe sub noi, dar nu cred că are rost să mergem să mai luăm. Și da, aici un monstru, nu pot să folosesc asta. Am dat ia mult. Ia stai așa. Gata, am scăpat de el. Și oricum nu mai trebuie să mai duc în față, pentru că cred eu că mai multe bucăți de platină găsim și pe la suprafață. Deci ar trebui să fie în regulă. Uitați acolo sus niște bucăți. Și mai sunt și în alte părți, în caz că vreau platinum. Trebuie neapărat să fac rost de safirele alea pentru hook. De mai văd eu acolo o bucată. Cred că sunt mai mult de 15, nu sunt exact puse într-un anumit loc.
Pentru că, de exemplu, cine n-ar ști harta, n-ar face rost de 15. A, uite și unul acolo, deci sunt două aici. Și unul, cred că știu eu unde e. Deci nu face rost, sigur. Deci trebuie să ajungem undeva pe sus, pe acolo. Bun, o săritură foarte bună. Era aici, oare o bucată? Nu, mi s-a părut. Mai multă platină acolo. Și, da, am făcut cam tot ce trebuia. Ne-a mai rămas armura. 6 bucăți, 22. Și cred că ne trebuie cam 25, nu sunt sigur dacă pot. Nu pot. Să facem și un... ciocan pentru a sparge acele locuri. Pentru a da drumul la bătălia cu Brain of Cthulhu. Și da, aici platină, mai este și aia acolo, singur ne ajunge. Mai vedem și o inimă, facem vreo 200 viață. Știu eu că parcă puteam să am mai multă viață acum, nu știu. Poate am ratat eu ceva, dar nu cred. Nu cred că am ratat nimic. Nu știu dacă am ratat un Life Crystal, ar fi cam ciudat, pentru că este chiar mare și este important. Nu știu dacă l-aș fi ratat așa ușor. 15 bucăți, putem face un hook. Și acum să vedem unde se face hook-ul, pentru că nu mai știu. Cred că la un anvil oare. Da. Așa, am făcut și hook-ul. Am mai minat eu platina, 28 de bucăți și cred că la 30 putem face și acei papuci. Și aici mai luăm câteva bucăți. Le luăm rapid și vom putea merge direct spre casă, pentru că trebuie să mergem în partea cealaltă. Și acum putem face și papucii. Hai să mergem și aici să luăm chestul ăla și inima aia. Și, da, sper că v-a plăcut această hartă. A fost o hartă interesantă, de-aia am și ales să o joc și vor mai urma și alte hărți. Și acum am găsit o poțiune de 10% damage, o poțiune destul de bună. Și acolo vedeți partea aia, dar nu am cum să ajung. Mamă, e plin de monștri. Hai să ne întoarcem acasă foarte rapid și să plecăm în partea cealaltă. Dar înainte de a mai lua măcar puțin lemn. Hai să luăm și ăsta. Și atât vom lua, nu vom mai lua lemn. Bun. Deci ziceam eu că vreau să fac un ciocan. Cred cam atât, nu mai vreau să mai fac nimic. Bun, să plecăm totuși. Aba da, vreau să fac niște torțe și niște săgeți. Cred că ajung săgețile astea. Și acum să le fac de foc. Asta aș vrea. Dar ne-ar mai trebui mai multe torțe și lemn, dar... A, mai erau... A, m-am consumat aiurea. Și sunt... Da. Continuare consum aiurea. 570 de săgeți. Și acum o să ne trebuiască pentru ceva platforme. Nu știu dacă voi folosi platforme, dar să fie acolo. Că acest arc este destul de bun. Și dacă cred că ajung, hai să vedem
29 de minute, un timp destul de bun deocamdată. Vedem dacă și murim timpul bătălii. Avem deja 15 defense. Și să-mi pun și inima. 200 și e posibil să mai găsesc pe drum. Stai că nu am torțele puse așa. Poate mai găsesc pe drum o inimă ceva. N-am ce fel. Se fac aceste liane. Și da, așa se vede harta aici, că nu am arătat asta. Da. Fii inteligent să mai folosești ceva chestii de-astea, pentru că este mai rapid. Uite, încă o inimă. ...220 și e posibil să mai găsesc una. Știam ceva de 240. Bun, și hai să plecăm. Te-am cu ce tram. Păi ia să plecăm noi de aici mai repede. Flash block. Ce mai e și asta? A, uite, încă o inimă, perfect. Hai că am ajuns destul de departe și am văzut că avem un damage destul de mare. Să ne grăbim totuși, pentru că putem scoate un timp mai bun. Dacă ne grăbim puțin, mai ales la blocurile astea, pentru că pur și simplu pui ceva blocuri. Și nu e chiar așa greu. Și am putea face-o mai rapid. Să stupăm zona aia. Haide-o. Stai, ce fac? Sunt mulți moștri prin zona asta. Să avem probleme cu ei și în timpul bătăliei. Sper eu să nu fie chiar așa mulți. Undertaker, nu știu dacă o să-l folosesc. Routed fork, please. Da, perfect. Mă, cu monștri după mine. Nu foarte bine această armă. Cred că ar fi inteligent să îi dăm drumul deja acestei bătălii. Și da. Hai să-i dăm drumul. Nu-și poțiune totuși? Vedeți că o să primesc foarte multe inimi când mor mai multe de-astea. Problema e că iau shot damage odată cu ele.
M-am făcut full. Am făcut muștri. Încă doi. Am gata de a termina această hartă. Haidem. De acum ar trebui să fie ușor. Putem face. Bun, și am terminat harta. În sfârșit a fost o bătălie destul de lungă. Cred că putem ieși acum să vedem cât timp am făcut. Și am făcut în total, unde mi-e harta, harta, caracterul de fapt, caracterul, 34 de minute și 58 de secunde, deci cam 35 de minute pe această, pe acest caracter. Deci am început caracterul cu harda și da, lume, acesta a fost Donut Map, un challenge destul de interesant. Mulțumesc pentru atenția acordată, baftă lume, pa!